Reunește lucrări de pictură, grafică și sculptură și are loc sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Este vorba despre expoziția Ascultând Cuvântul, artiștilor plastici Doina Mihăilescu și Gheorghe Pop. Conceptul expoziției îi aparține criticului de artă Oliv Mircea. Expoziția Ascultând Cuvântul poate fi vizitată la Elite Art Gallery din capitală. Temele centrale ale expoziției sunt cuvântul întrupat și misterul logosului. Picturile aparțin autoarei Doina Mihăilescu. De asemenea, expoziția conține și sculpturile lui Gheorghe Pop, prin care arată durerea și moartea simbolizate de trupul tocmai coborât de pe cruce. Curatorul expoziției este criticul de artă Oliv Mircea. Ascultând cuvântul, spuneam că în gălăgia aceasta mare a lumii încearcă să sondeze manifestările creative ale sublimului. În general, arta ultimilor ani a evitat să abordeze probleme care țin de sublim, de cuvânt, de cuvânt întrupat. De fapt, despre cuvântul întrupat și despre misterul logosului este vorba în titlul acestei expoziții. Ca să ne aduc un argument în favoarea celor afirmate de mine, el se află chiar inculcat în opera și în lucrările pictoriței, care nu de puține ori în lucrări introduce textul. Sunt creaturi textuale care spun explicit două cuvinte în principal, logos și pneuma. Sigur că acestora autoarele a găsit loc în ceea ce noi numim picturile ei silențioase, care de fapt sunt nașteri de cuvinte din interiorul unor armonii geometrice. Lucrările celor doi autori se caracterizează prin forme și sensuri asemănătoare sau chiar identice, a subliniat criticul de artă. Cei doi autori se străduiesc să pună în valoare propriile lor facultăți sufletești prin cunoscutele câmpuri metaforice pe care le oferă creștinismul. De aceea, îngerul, punerea în mormânt, expresia pieta, iconografică a pieta, sunt prezente în majoritatea lucrărilor celor doi autori. În esență, cele două discursuri sunt convergente până la a ajunge să se întâlnească într-un mod armonic. Când spun armonic, mă gândesc pur și simplu la faptul că formele, că sensurile pe care cei doi autori încearcă să le dezvăluie sunt identice. Propunerile lor sunt, în primul rând, de un mare nivel artistic, dar în același timp de o frumoasă și tandră invocare a realităților sufletești, a realităților pe care invizibilul ni le propune. Expoziția este deschisă publicului până vineri, 1 octombrie, în intervalul orar 11-19. O expoziție care îmbină sau aduce la oaltă, mai bine spus, lucrări de pictură și grafică semnate Doina Mihăilescu, dar și sculptură Gheorghe Pop. Ce au special aceste picturi? Pentru că așa, titlul expoziției este unul inedit, care ne face curioși. Cred că simbolul stă la baza formării acestei expoziții. O expoziție în tandem, cumva oglindite aceste simboluri bidimensional și tridimensional. Din păcate, suntem în ultimele zile de expunere. Va urma o altă expoziție. Poate că am fi vrut și mai mult public, nu a fost o aglomerare pe care ne-am fi dorit-o, însă cei interesați întotdeauna vin în expoziții, nu ratează nicio ocazie pentru a vedea propunerile noastre, evenimentele noastre curatoriale, dar întotdeauna e loc de mai bine, ne dorim mai mult public. Ascultând cuvântul a fost
și este în continuare o expoziție importantă, doi autori relevanți, o posibilitate de a te refugia în aceste vremuri dificile, de a prospecta alte trăiri. Ascultând cuvântul, te încarcă emoțional și vă invităm pe această cale să veniți în galerie. În luna octombrie, la Elite Art Gallery, vor putea fi admirate lucrări ale artiștilor Constantin Flondor, Dan Mohanu, Horea Paștina și Mihai Sârbulescu. Expoziția va avea loc în perioada 5 octombrie-5 noiembrie.